Țin neapărat să vă întreb un lucru care sper să nu vi se pară trivial sau... Iar îmi vorbești cu dumneavoastră, am mai stabilit chestia asta. Să te întreb. Nu suntem un grup de prieteni, sunt numai eu singur. Vă să zică, să te întreb. Da. De ce nu ai timp să te duci să umbli în cluburile astea? Ce faci în timpul ăsta? Păi... am atâtea de făcut încât, așa cum am mai spus, cam începând din 1970 încoace, scopul principal al existenței mele este să găsesc posibilitatea de a cumpăra timp. Chiar acest domeniu, iată, unde mi se oferă nu numai să fiu un practicant, ci un cercetător al internetului, al computerului și al internetului, este o provocare uriașă pentru mine, de-a dreptul uriașă. Dă-ți seama, fiecare program de computer, nu e vorba de un joc, dar un program de computer, Word, Excel, Access, PowerPoint, orice vrei, este făcut de un bloc întreg de cercetători care pune cap la cap tot și tu te-a pus să-l folosești. Cred că folosești mai puțin din posibilitățile unui astfel de program decât folosești din posibilitățile creierului. Că se știe bine, nu? Că nici 10% din ce ar putea să facă un creier uman noi nu folosim. Așa și aici. E o provocare pentru mine să mă arunc în labirintul ăsta, să văd până unde s-a mers până acum și ce s-ar mai putea inventa în domeniul ăsta. Este cutremurător. Eu sunt acum paralizat pur și simplu de ceea ce se întâmplă. Este cel mai fantastic lucru de la Revoluția Rock-ului încoace, cum am mai spus și cu alte ocazii. Dacă atunci a existat rock-ul și spiritul rock pentru o generație întreagă de tineri, și iată a existat programul 3 la radio ca expresie al acestei noi comunități, noi civilizații care apăruse, în momentul de față este această generație a noii revoluții, informatica, care foarte curând, da, deja, ce spun eu, foarte curând o să devină, a devenit o civilizație paralelă față de ceea ce suntem. Îți spun lucrul ăsta, pune mâna pe o revistă de computere și încearcă să citești două propoziții. Și dacă înțelegi ceva, spune-mi și mie. Nu înțeleg. Păi vezi? Vezi? Nu te sperie că s-ar putea ca această civilizație să devină paralelă cu a noastră, să nu mai fim împreună? Nu, că au demo-urile de la jocuri și alea pe mine mă distrează foarte tare, nici nu trebuie să ai mă citesc. O interfață de intercomunicare, așa, cu profanii ăștia din lumea veche. Dar îți spun, dacă nu băgăm în seamă ce se întâmplă acolo, s-ar putea foarte repede acest fluviu navalnic al vieții să ne arunce într-o baltă din care să nu mai ieșim. Și balta se cam împute. Ba să zic că nu e nicio legătură, uite că am ajuns exact unde trebuia. E vreo legătură între faptul că... Deci n-ai desfășurător. Nu. Bun, atunci cum? Nu. A scăzut romantismul în lume? Se vorbește despre povestea asta. Uite, doamne, a scăzut romantismul și unii romantici se retrag. Unii fac baricade ale romantismului, alții se fac fundamentalist romantiști și așa mai departe, sau romantici, cer scuze. Același lucru s-a întâmplat și cu tine? E internetul ăsta așa o formă de refugiu virtual? Păi, în primul rând, am mai spus, omul care stă în fața computerului și mai nou în fața internetului este hippie de astăzi. Exact ce se întâmplă atunci. Atunci hippie au refuzat societatea din perioada lor pentru că au văzut cât se poate de clar că a eșuat. Societatea aceea eșuase. Și a spus, noi ne vedem de treaba noastră, nu ne băgăm în viața voastră, lăsați-ne în pace. Într-o civilizație, cum am spus, într-o gândire paralelă sau alternativă, nu subcultură, cum s-a spus de către ceilalți. Nu, domnule, lăsați-mă în pace, eu să-mi văd de treburile mele. Eu cu gândurile mele, eu sunt un om liber. Așa și cei de acum. De asta spun. Ceea ce e internetul este tot reflexul acelei necesități a civilizației chinezești, a gândirii chinezești, necesitatea omului de a se întâlni cu omul. Nu știu dacă am mai discutat lucrul ăsta din Cartea Schimbărilor a chinezilor, I Ching. Cum, păi să spun, așa, puse cap la cap, că eu am tradus cartea în anii 70 și puse cap la cap cam cum trebuie să fie omul. Și se spune că omul trebuie să fie ca apa. Adică, apa când e turnată într-un recipient, e imediat forma recipientului, fără să-și piardă caracterul de apă. Apa rămâne apă. Condiție esențială, picătura chinezească. Dacă apa
curge continuu, deci măcar o picătură, pune în față orice obstacol, o stâncă, sapă-i o groapă, dacă apa tot se adună acolo, învinge obstacolul. Cu răbdarea picăturii chinezești, deci dacă apa curge continuu, dacă există acest fluviu al vieții. Atenție! Bun, cum învinge obstacolul? Nu bat jocorindu-l, ci la limita propriei rezistențe. Unde a văzut o crăpătură, apa a pătruns pe acolo și își vede de drumul ei. Și care e drumul ei în lume? Peste tot apa curge să se întâlnească cu apa. Așa e și om. Ne fascinant, nu este? E fascinant. Da, e, așa e și aici. De aceea, necesitatea spectacolelor rock adâncă era asta, să scoată oamenii din cetate. Să scoată oamenii din casele lor, să se întâlnească omul cu omul. Acum mă fac avocatul diavolului. Cum se mai întâlnesc ăștia pe internet? Deocamdată prin internet, comunică unii cu alții. Chat, deocamdată. Deocamdată virtual. Dar inevitabil viața își va vedea de drum și de aici vor ieși și se vor întâlni împreună. Oameni față în față. După cum oameni care s-au cunoscut prin internet, nu anul ăsta, acum 2 ani la Cluj, s-au cunoscut prin internet și la internet au făcut revelionul la internet cafe. Din locuri diferite au vrut să se vadă și ei față în față, că nu exista video chat pe vremea aia. Sunt oameni care tot acum 2 ani, tineri din România care împrietenindu-se cu niște indivizi din Thailanda, din Tunisia și din America, au hotărât să facă revelionul împreună. Și toată noaptea aia au petrecut-o împreună și când era ora 12 pentru un loc, ăia povesteau ce se întâmplă la ei. Ce mănâncă, ce obiceiuri au, aceste 4 grupuri de oameni. Ai înțeles? Deci inevitabil viața își vede de drum și nu o să-l lase pe individ să devină paralizat acolo și numai mișcând un degețel pe mouse. Pe conservatorul asta spune, că e o formă nouă de drog, că toată povestea asta cu realitatea virtuală nu e nimic altceva decât pierdut mintea și că ai vers pe pereți că omul se izolează, că mediul electronic e unul extrem de izolat și de dezinfectat și că individul nu mai are anticorpi pentru lumea reală și așa mai departe. Da, te-ai pus în postura avocatului diavolului, da, nu? Da, am și zis. Dă-mi voie să fiu avocatul lui Dumnezeu și să spun că nu e așa.